Borsec, izvor de sănătate. Alege Catena. Farmacia inimii, Catena. Și Dan Hâlciug. Doamnelor și domnilor, rivalii sunt gata de confruntare. Intră în scenă Marina Almășan și Dan Hâlciug. Yo, yo, yo! What's up, people? Bine seara! E petrecere din nou aici pe TVR2 la Rivalii! Bună seara, doamnelor și domnilor. Măi, de câte ori am spus noi în viața noastră bună seara, doamnelor și domnilor, și bună ziua, doamnelor și domnilor. Dar eu vreau să-ți propun să facem anul viitor o altă emisiune, că prea rivalizăm. De la rivali să sărim la bătăușii, sau nu, dacă vrei să ne împăcăm, să fim prieteni. Prieteni. Fără violență. Prieteni, da. Oricum, încă 200 de ani vom tot presta este aici. Este a 34-a ediție, nu? De rivali, cred că da. A 34-a ediție! Și încă numărăm. Of, Doamne, îmbătrânim, Dane. Știi ce am observat? Ce observăm? Cu cât îmbătrânim mai mult, începem să ne lase memoria. Pe mine, ni se întâmplă trei lucruri. Deci primul lucru, te lasă memoria. Așa. Al doilea și al treilea lucru, nu mai țin minte. Al treilea... Măi, dar cred că m-am olisit de la tine. Costin, deci, te rog, eu salvează-ne. Ideea este următoarea. Da. Vă aflați în fața micilor ecrane și vă mulțumim. Sunteți în fața unei competiții între ghilimele. De ce între ghilimele? Este un talk show, practic, o confruntare a ideilor, unde avem, bineînțeles, două tabere care se vor confrunta. Tabăra bărbaților! Și cea care depășește tabăra bărbaților din toate punctele de vedere. Stai. Nu, capitanul Costin. Așa, altă viață. Ei, da. Hai, cam leșinați bărbații voștri. Stai să vezi acum echipa doamnelor și domnișoarelor în frunte cu Raluca. E, vezi? Frumos, stai. Cam așa e și în viață. Vom pune niște teme în discuții, aruncăm niște teme în arenă și voi, adică noi, le discutăm. Și ideea este, telespectatorul trebuie să decidă în final care a fost cea mai spumoasă echipă. Cine a avut răspunsurile cele mai pe fază, cine a avut simțul umorului cel mai dezvoltat, cine a avut prezență de spirit. Deci așa se va manifesta competiția noastră din această seară și din toate seriile de vineri. Și veți și câștiga, adică sunteți parte importantă din show-ul nostru. Noi, da? Și toată lumea câștigă. No, păi nu, noi. Partea, noi băieții. Noi, doamnelor și domnișoarelor. Așa. Avem nevoie de un psiholog, că sigur, sănătoși nu suntem. Nu e nimeni sănătos. Nimeni nu e dar sănătos. Dar eu mă bucur că a venit și mi-a adus pastila. Ți-a adus pastila astăzi? Da. Deci ești echilibrat, da? Ești echilibrat. Atunci poate să intre, doamnelor Stai, și domnilor. Să-l prezint eu, te rog eu. Te rog. Acest gardian Aoleu. Al cuștii în care se află sufletul nostru, psihologul de serviciu, gardianul, psiholog, doamnelor și domnilor, Matei Stănculescu! Mă, ce pastilă i-ai dat! Pastila, iar am greșit tratamentul. Deci ei dat altceva, da, așa. Lui Pastila și nouă Maxima Serii. Maxima serie, dar până la maxima serie, apropo de ce ați discutat voi mai devreme, știi care este definiția unui om sănătos? Un om insuficient investigat. Și acum să dau și maxima serie. Asta știi, apropo de chestia aia, nu există femei urâte, există numai bărbați care n-au băut destul. Exact. Cam sau ce trebuie, sau n-au băut ce trebuie. Nu e afarea voastră, să știi. Deci, așa? Așa, maxima zilei. Așa. Serii, evident. Căsătoria este arta de a rezolva în doi probleme pe care nu le-ai fi avut niciodată singur. Bun!
bună! Foarte bună! Vezi, mă, ce psiholog înțelept! Mulțumim, domnul psiholog, aveți acolo un colț al psihologului. Doar pun niște ghirimele că atunci când e singur ai alte probleme de rezolvat, dar nu discutăm despre asta. Mă rog, dacă chiar vreau o definiție, o să-i o spun eu, dar la sfârșit. Dar nu, eu spun chiar acum. Ce e căsătoria? Cadru pe Matei, să vedem ce reacție are la ce-i spun eu. Este triumful imaginației asupra inteligenței. Te las să te gândești până la sfârșitul emisiunii. Da. Auzi, poți să-mi și desenez ceva, Marina, ca să o prind față. Tu îți dai seama ce iluzii trăim, ce vise trăim, de fapt. Să vedem care sunt numerele de telefon la care ne puteți suna, pentru că nu e așa, avem o mulțime de premii și le puteți câștiga chiar pentru simplul fapt că intrați în direct cu noi. Numerele, notați-le, vă rog frumos, ele apar acum pe ecran. Și mesaje, cum putem primi, dragă Raluca, dragă Costin? Nu, mă uit la tine, dar spun dragă Raluca. Am văzut. Am văzut în roz. Fac pe amândoi în seamă. Dragă Costin și dragă Raluca, că noi suntem în legătură directă. Cum pot vota? Păi în primul rând să intre pe pagina Rivali pe care o văd chiar acum în ecran. Deci asta arată pagina noastră. Deci vă invităm acolo. Dați un like. După care trimiteți mesaje sau comentarii la ultima postare care a fost făcută chiar acum câteva Ia să vedem cum secunde când am arată ultima postare în direct. Deci în comentarii puteți vota și spune pur și simplu și pe mesaje private. Sau bărbați. Da. Și pe mesaje private noi cuantificăm toate voturile și decidem. Nu știu, vreau să văd dacă Raluca și Ada sunt, pardon, Miruna și Ada sunt Marina. Pe recepție, da, pentru că telefoanele vor începe să sune imediat. Colegele noastre, Ada Vertan și Miruna Dascălu, sunt deja aproape pregătite să răspundă la telefon și pentru primul telespectator care sună, cred că avem deja și premiul pregătit, doar pentru faptul că sună. Exact. Și să știi că mă ai fost la Govora. Eu vreau să mă duc la TVR1 la vecin, că vreau să vă meci în seara asta. Nu te duci nicăieri. Nu mă pune la muncă. Aici stai. Da? Aici stai. Să ne mai și înfruntăm. Da? Să o ascult acum, n-am ce să fac. Deci, dragii mei care vă uitați acum, puteți să câștigați primul care ne sună cu video, cu apel video, primul care ne sună cu apel video și are în spate ca probă televizorul deschis, dar cu sunetul la minim, cu imaginea noastră, adică demonstrați că vă uitați la emisiunea Rivalii. Deci primul care sună cu apel video, cu familia în spate, cu televizorul în spate, ca pe vremuri, cu animăluțele din casă, ca pe vremuri, câștiga, ce va câștiga Raluca? Ia uitați ce am eu aici, dar să văd dacă este cu fața. Nu, așa este. Un sejur la Băile Govora, la Hotel Palace. 3 zile cu toate serviciile incluse. Este absolut fascinant locul. Noi am fost, așa că trebuie neapărat să încercați și voi să ajungeți. Deci cu tratamente cu tot, înțeleg. Cu tratamente deci, cu tot. 3 zile cu nevasta, vă tratați, vă așteaptă Violeta Nicescu acolo. În familia, în termen generic, adică da. De ce mă, lasă-mă să meargă în doi, că așa se apropie cuplurile. Trebuie să călătorească împreună. Dar unii merg și în trei, să știi, merg cu bona, adică stai da, mă rog. Să nu intrăm în detalii. Bun. Eu propun să începem deja, dacă nu avem încă un telespectator pe fir, să începem. Avem? Avem! Ia să vedem. Ia să vedem, avem un telespectator. Da, ne avem pe video, deci cu televizorul unde? În spate, ai zis unde? Tu. Da, să aveți televizorul, deci vă luați televizorul în spate. Exact. Da? Așa. Nu introduc confuzie. Da. Așa. Să aveți televizorul în spate când vă filmați. Miruna ne face cu mâna. Ia să vedem cu cine stăm de vorbă. Miruna are televizor. Alo? Alo, bună seara! Bună seara! O familie mixtă, adică oameni și peturi. Deci, da. Cine este mai importantă? Aveți televizorul în spate? Unde vă e televizorul? Aplauze, am văzut televizorul în spate. Deci funcționează concursul nostru. Iată, să mai vedem o dată o imagine cu cei doi care vor călători la Băile Govora la Hotel Palace. Bravo, vă stă bine, nu știu pisica, dacă au voie și mai fericită. Păi da, ce tratamente va face această pisică. Da, da. Bravo. Cum vă numiți? Cum vă numiți? Florin. Florin și soția? Elena. Bravo. Elena. Și mâța? Vicky se numește. Un trio fericit. Vă mulțumim mult că ați sunat. Drum bun la Băile Govora. Mulțumim. Mulțumim. Și lăsați pisica jos. Ați văzut cum era pisica? Da, e foarte bine că se strâng în fața televizorului normal. Toți membrii familiei. E momentul să strângem și noi rândurile aici. Okay. Și voi începe, dragă Dan, eu, pentru că invitata
care va lua loc în tabăra femeilor, este o persoană pe care o admir de foarte multă vreme, de când era unul dintre cele mai de succes manechine ale României. Când prezenta modă, doamna aceasta, care va intra acum tot în pași de defilare, și o să o rog pe Cami să pregătească o muzică adecvată, vrem să ne amintim de vremurile acelea în care pe catwalk apărea și toți bărbații întorceau capul după ea și femeile cu mare invidie, Dana Săbuică! Bine ai venit, Dana! Ea e pe catwalk acum, adică Bac a prezentat ținuta de seară. Ei, bine ați venit! Ce faci, Dana? N-am mai văzut de un cardean. Auzi, iar facem o dandana. Iar, da. Mi-am făcut Dan, multe dandana. Dan. Da, de fiecare Dan și Dana, da, da, corect. Exact. Dandana. Acum fac o Dan marinată. Pe vremuri da, făceam dandana. O dandana marinată. Merry Christmas, da, scaun, te rog, nu? Frumos, okay. Da. E, hai să te vedem cu cine intri tu în luptă. Cred că avem nevoie de o muzică adecvată pentru da, intrarea invitatului. Rog pe tău. Cami, te rog eu frumos, pune niște sunete. E perfect. Aoleu. Perfect. Da. Ai invitat cine un credeți dresor? Că intră? Mai pune o dată, te rog. Un dresor? Cine intră? Un dresor? Cine? Stai cu mintea, mă, stai cu minte. Aoleu. Ușor, ușor, tati. Ține-l bine, ține-l bine. Perfect. Doamne. Doamnelor și domnilor, nu vă e frică de, nu, de lei de. Intră în arena leilor Dragoș Anastasiu. Cunoscutul om de afaceri. Strălucitor medic cândva. Iată, catwalk-ul este și pentru bărbați. Bună ziua, Dragoș! Bine ai venit! Spuneam că ai fost un medic stomatolog strălucit, după care ai migrat în zona afacerilor și aici ai rămas și bine ai făcut, pentru că ești un om de afaceri de succes. Dovadă că ai fost racolat la acea emisiune. Da, m-a plăcut cu cum lei. Fac așa în spatele da, scenei. Da, 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 da. Mai punem o dată răcnetele leilor. Sau vreți să vă fac în ea, hai să vedem. Și să defilez pe răcnetele leilor ca și cum avea lei. Nu pot, că o să fac mai bine decât Dana Săbuică și o să zică lumea că... Așa? Wow! Ei, așa. Vezi că dacă ne superi, îi dăm drumul. Și o piruetă, te rog, Dragoș. Trebuie să vedem și pasta. Bravo, bravo. Mulțumim frumos. Dar stai puțin, că eu aș vrea aici echipa să arate într-adevăr ce poate. Că la început au aplaudat, ce au aplaudat. Hai să ne arătăm ce putem noi, bărbații. Tare! Mai tare! Avem echipă! Mai tare, mai tare, așa. Mai tare! Bravo, Dragoș! Privire de-aia de vor amuți imediat. Noi suntem niște ladies, niște doamne. Noi nu țipăm, nu urlăm, nu-i așa? Așa. Decât atunci când trebuie. Exact. Prima probă are bătaie către clepsidra lui Costin. Ia uite tot ce bine arată. Mă, dar cumpări un ceas electronic, suntem în 2024. No, clepsidra e cea mai este sigură, no. Da, nu îi se termină bateria, nici nisipul. Aveți un minut și câteva secunde la dispoziție. Așa a fost făcută clepsidra, asta e, nu e de un minut, e de un minut și 15 secunde. Mai generoasă clepsidra asta. Voi doi deocamdată, că după aceea vor intra și ceilalți doi invitați, va trebui alternativ să răspundeți la întrebare unul. Odată tu, odată tu, odată tu, odată tu. La adică sfârșit se quantifică, da, faceți un ping. Întrebarea da. Este la ce sunt buni bărbații, la ce sunt bune femeile. Da. Pornim? 3, 2, 1 și... La ce sunt buni bărbații? La dragoste. Oh. La ce sunt bune femeile? La iubi bărbații. La ce sunt buni bărbații? Să facă bani. La ce sunt bune femeile? Să-i toace. Tot la iubi bărbații. De dimineață până seara. La ce sunt buni bărbații? Hai că aveți un minut și... Da, bărbații sunt buni atunci când apar la brațul unei femei frumoase și inteligente. La ce sunt bune femeile? La a face și a iubi copiii. Bun, la ce sunt buni bărbații? La a crește copiii, că s-ar putea în viitor să-i și facă. La ce sunt bune femeile? La face dintr-un bărbat un om puternic. Tot, vezi, nici nimeni nu zice la gătit, la spălat, la călcat. Ma cine suntem contra cronometru? La ce sunt buni? Asta la ce sunt buni bărbații? Spune-mă rând a doua. Hai, la ce sunt buni bărbații? Da. La
la ne face pe noi femeile să râdem. Da. Las, dragă, domnule, dar nimeni nu trăiește cu picioarele pe pământ. La ce sunt bune femeile? La sex. La ce sunt buni bărbații? Ați vrut adevărul, punctul, nu? Pe ei. La ce sunt buni bărbații? Eu știu la ce vor ei. La ce sunt bune femeile? Mai avem, Costi? Un pic. La a fi un foarte bun ghid în excursiile pe care le fac împreună cu bărbații. Nu, ăștia nu trăiesc pe pământ. La ce sunt buni bărbații? Stop. S-a terminat. Șapte? Deci, șapte a spus Dragoș, da? Câte a șapte? Tot șapte? Atunci premiul tău... Îmi pare rău, premiul meu de la Intens, aici foarte bine pregătit, avem detergenți, parfum de cameră, balsam de rufe, deci este incredibil. Păi va trebui să-l împărțiți, frățește. Păi de ce? Lasă, eu cedez partea, cedez partea mea. Nu e bun la spălat rufe. Dragoș, cedezi? Am cedat, am cedat. O să-i ofer, da? Cedezi. Un gentleman adevărat, întotdeauna. Bravo, fetele! Așa, așa. Mulțumim, firmei Intens. Ah, ce frumos. De fapt ai venit să vezi ce ai pierdut. Bun, mai mulțumim, avem telespectator, Dragoș. Pe fir, parcă am auzit ceva murmure din... Da, avem. Dan, îți cedezi ție, păi, telespectatorul. Nu are importanță, este surpriză. Ia să vedem cine ne sună. Bună, da? Bună, ia Miruna. Ia uite, 1, 2, 3, 4, 5, familie. O familie întreagă! Salutare, prieteni! Dane, cred că am întrerupt o ședință. Salutare! Bună seara! Amu, vin și eu imediat. E petrecere mare acolo. Dar unde-i Pălinca? Unde-i Pălinca, mă? Voi beți suc acolo, Doamne, s-a întors Pălinca de la Maramureș. Maramureș s-a întors cu sus în jos, au început să bea suc ăștia. Păi, cu ce ocazie s-a adunat această frumoasă grupare omenească într-o sufragerie de bloc? De casă. Să ne vedem așa frumos într-un vineri seara, să ne privim emisiunea asta frumoasă. Vreo zi de naștere, ceva? Nu. Nu? Deci... Dar suntem fani ai emisiunii. Ah, ce frumos! Doamne, Raluca, ce premiu avem! Auzi, voi știți că suntem singura țară din lume unde sticla de suc are înăuntru 80 de grade? Ia zi, Raluca, ce premiu oferim? Ce avem aici? Căști de la Hama. Deci aveți niște căști ca să ne și auziți mai bine, da? Așa. Nu știu cum le împărțiți, dar sunt potrivit. Mulțumim, Hama România. Ah. Uite sucul, uite da. Sucul de care, suc de pere. A crescut o pară înăuntru. O pară, da. Extraordinar. E crescută de mică. Păi nu mai au loc perele să crească, m-au început să crească în sticle. A fost adoptat în sticla. Cine ajunge primul, ce pățește astăzi? Ce pățește cine ajunge primul la emisiune? Primește ceva? Ce? Marina, de ce mă simt ca la teleshopping? Deci m-am nebunit, Marina. Și te uită la mine, ce primește? Păi primește... da, pentru că e înalt ca tine. Da, și e mai rece decât mine. Primește o combină frigorifică sau cum se numește? Da. Mă duc până acolo? Du-te ca să vedem cât de mare e. Mi-a trebuit mie. Și eu voi mulțumi companiei Star Crest, producător 100% românesc de electrocasnice din Bistrița, da? Firmă nouă, produse excelente. Ce e înăuntru? Dar nu ce e înăuntru, cine primește? Cine primește? Asta e întrebarea. Te rog, cine ajunge primul aici, la televiziunea română, în studioul Pangratis? Sunt colegii noștri la poartă, totuși să aveți buletinul la voi, da? Cu ce? Cu perna pe care dormiți noaptea. Deci are toată lumea. Puteți să luați perna, cei care stau aici, prin zonă, evident, au șansele cele mai mari, luați perna repede de pe pat, paltonul, buletinul și haideți la poarta Pangrati. Colegii noștri vă vor conduce în platou. Primul venit pleacă acasă și cu perna și cu combina frigorifică. Iar cei care ajung pe locurile 2, 3, 4, 5 până la 10 primesc vinuri de murfat lar de la Crama Trantu. Sunt vinurile înăuntru? Și vinurile sunt aici. Păi, dar nu știu, sunt. Deci nu-și dă seama când dispar, vă, dar voi realizați? Da. Am crezut că a intrat în frigider. Da, vezi, asta. Raluca, cine bine, urmează Marina, pe locul de lângă Dana Săvuică? Ia să știm vedem. Cu toții că nu mai există multe meserii în care, pe care femeile să nu le poată face și sunt atribuite bărbaților, însă de asemenea știm că există unele profesii
pe care, în care într-adevăr bărbații sunt mai mulți ca și număr. Așa. Următoarea noastră invitată este una care cu siguranță le va face față domnilor care râd acolo și ea a pus în practică expresia aceea, femeia mută munții din loc, și chiar dacă nu mută munții din loc, mută camioane din loc. Tirul este, este șofer de tir. Nu cred. Și domnișoara care intră? O domnișoară care va intra și este o, o fată așa extrem de suavă, cu tocuri n-ai spune. Însă Cătălina Deac, doamnelor și Cătălina domnilor, Deac. Invităm. Bine ai venit, Cătălina! Bine ai venit, Cătălina! Măi, pozele alea din spate, de pe ecranul, reprezintă pe Cătălina, deci nu-mi vine să cred că această fire suavă, persoană delicată, a condus un gigant pe șoselele lumii. M-ați făcut, merge oare? Da. M-ați făcut domnișoară, dar sunt doamnă. Așa, e și mămică. Și mămică și soțul meu m-a introdus în lumea camioanelor și mulțumesc pentru că mi-a îndeplinit o dorință de când aveam eu 18 ani și n-am avut cu cine să pornez la drum, dar l-am găsit pe el și am luat păi căile Europei. Păi și el te-a pornit pe camioane și tot el te-a oprit, ți-a făcut un copil și... Păi a fost ceva strategie acolo. A fost strategie, cred că și-a găsit altă coechipieră, dar asta este, treacă, meargă banii să vină, firma de transport să crească și cea mai bine o să fie. Destinație? Mă bucur tare mult că o am pe Dana alături. Uite ce, cu așa, cu echipieră. Și să-ți spun, ți-am făcut o surpriză. Scaunul acela este pregătit special pentru tine. Are niște motorașe care vibrează ca să te simți ca în camion. Ca și în camion. Îți mulțumesc tare mult, chiar mie un pic dor să merg în cursă, dar îmi spun pe Dana. Poftim, mai rămâne să-i dai și un volan. Nu mi-ai spus cea mai îndepărtată destinație? Nici nu știu, am fost prin toată Europa, Elveția, Germania, Italia, Polul Nord, ceva spre... Acum nu, dar urmează să mergem de Crăciun să-l aducem pe moșul cu darul. Bravo, să împărțim băieților că au nevoie. Eu vreau să mulțumesc pentru prezența invitatei noastre aici și a unei alte invitate care va intra ceva mai târziu. Vreau să mulțumesc mult primarului Grigore Tomoioagă, Comuna Moisei din Maramureș, da? Ne-a ajutat să le avem aici pe cele două invitate. Te rog frumos, laudă-te! Eu să mă laud? Costin, te rog frumos, tu ești mâna mea dreaptă, capitanul. Pe cine avem noi invitat acum? Avem o problemă aici, pentru că noi am invitat un bărbat care să facă parte din categoria noastră, numai că el este un militant al femeilor. Și aici o mare problemă, pentru că cu toate că el ține cu noi foarte tare. Știi că a început, mi-a stat inima un pic. Nu, stai liniștit, stai liniștit, e foarte bine. Aici nu prea am înțeles foarte bine, dar cu siguranță o să-l cunoașteți, recunoașteți și o să-l îndrăgiți foarte tare, pentru că dublează voci de desene animate. Este senzațional. Omul, așa, oamenilor. Spun, omul oamenilor, și are un singur nume. Sebastian Lupu. Actorul Sebastian Lupu de la Oradea. Înseamnă, brother. Bine v-am găsit. Păi, ești unul dintre cei mai populari oameni din virtualul planetei. De pe internet. Mulțumesc pentru invitație. Dragoș, mă bucur că facem parte din aceeași echipă, însă vreau să spun, dacă ai fi văzut cum a făcut parcare cu tirul cu spatele mamenite, deci nu mai, nu avem nicio șansă aici. Sebi, dragă, acela este acolo, locul tău. Acolo, da. Doi oameni puternici, doi bărbați puternici. Dragoș Anastasiu și Sebastian Lupu. Și înainte de a invita primul artist să cânte, doar vreau să lansăm un concurs și pentru cei de acasă care sunt întotdeauna invidioși pe concursul cine ajunge primul. Da, astăzi cu perna, da? Pentru că dumneavoastră cei din provincie nu aveți cum. Așa că, Dane... Deci, concursul nostru pentru cei din provincie e în felul următor. Dacă ne trimit, primul care va trimite o fotografie având aceeași temă ca cea din concursul anterior, cu capul pe pernă, primește un super premiu! Adică, Raluca? Fotografiile vor fi trimise de asemenea la ultima postare pe care am făcut-o noi la începutul emisiunii. Pentru că noi vom... Și ce primește? Vom... Uite, cum scot, stați un pic, că eu sunt ca Moș Crăciun! O valiză la Monța! Bun. E, și acum eu am mare emoție pentru că cea care intră acum în scenă mi-este foarte bună prietenă. Ați cântat vreodată împreună? Nu, dar urmează. Urmează, da. O melodie de dragoste. Ea a fost supranumită Bonnie Tyler de România. Atenție la vocea ei, o veți recunoaște pe Bonnie Tyler, doar că are o mică altă înfățișare, puțin schimbată. Melodia Mi-e dor de tine intră în scenă. Maria Noghi. Thank you.
dor de tine, tot când îți scriu, dar las pe mâine, cum să încep, nu știu. Și iată zori, mă prind curând, sărutul florii, ei și-l pun pe rând. Iar gândul se destreamă, cum e și firesc, și mă întreb cu teamă, te mai întâlnesc. Dacă ar fi să știi ce mult te iubesc, dar fi să știi, poate într-o zi ai reveni la iubirea adintă. Dacă ar fi să știi ce mult te iubesc, dar fi să știi, te-ai întoarce și mi-ai șopti, dragostea mea vreau să-mi rămân. Aștept săra-i grea, m-aș liniști oare să te pot vedea, căci nu este pe lume un alt orc al meu, și n-am să chem alt nume cum îl chem pe-al tău. Dacă ar fi să știi ce mult te iubesc, ar fi să știi, poate într-o zi ai reveni la iubirea ta din tâi. Dacă ar fi să știi ce mult te iubesc, dar fi să știi, te-ai întoarce și mi-ai șopti, dragostea mea vreau să-mi rămân. Poate într-o zi ai reveni la iubirea ta din tâi. Dacă ar fi să știi ce mult te iubesc, ar fi să știi, te-ai întoarce și mi-ai șopti, dragostea mea vreau să-mi rămân. Lupta continuă, sunteți în platoul rivalilor, este vineri seara, începe weekendul cu noi, ne place să credem. E, hai să vedem cum au votat deocamdată telespectatorii noștri, voturi provizorii, i-ați văzut pe cei patru. Capitanii noștri de echipă, ia, știu. Să vedem, da, bine, Raluca. Bine că ești tu entuziasmat. Eu mă umflu. Deja ne cam dăm seama. Pentru că noi, doamnelor, să știți că avem 324 de voturi. Domnilor, deocamdată noi doar 301. Da, ăla face diferența, ăla 1. V-am zis să veniți în decolteu și nu mă ascultați. Doamne. Hai mai bine, da. Hai să începem să-i și punem la muncă pe invitați. Ca de obicei, pornim de la niște informații, niște știri mai deosebite, nu spun de ochiate. Bună oară, nu știu câți dintre voi,
pentru că sunteți călători, majoritatea dintre voi, unii cu mașina, alții cu avionul, alții cu gândul. Nu știu câți știu că în Finlanda se organizează anual un festival de cărat neveste. Știați? Nu râdeți, e o știre absolut serioasă. La propriu sau la figurat? La cărat în spate. Uite, aici avem chiar site-ul oficial al campionatului de cărat neveste. Uite tălpile lor. Da, exact. Extra. Și în timp ce regia o să ne ofere câteva secvențe din acest inedit concurs, vreau să vă întreb așa pe voi, dacă în această viață greul îl duce cumva bărbatul? Mă doare inima numai când mă uit. Cine duce greul în viață? Bărbatul, femeia? Există activități în care, nu știu, femeile excelează? Iartă-mă, ce am văzut noi în poză? Nu știu că eu sunt cu spatele. Ce ați văzut voi în poză? Cine? Femeia căra în spate bărbatul sau bărbatul căra în spate femeia? Adică vrei să insinuezi că voi duceți greul? Bine, să vină logica. De tot timpul suntem pe gură de slăbire. Marina. Probabil la ei așa e, la ăștia trebuie să facă un campionat mondial ca să învețe să-și care nevestele în spate. Noi dacă am face treaba asta, e tautologic să facem și campionat mondial și să facem zi de zi. Exact, e redundant. Da, redundant, da, da. Atâta se vaită bărbații și la un moment dat tot ei spun despre femei că sunt ușoare. Păi înseamnă că le cărați și vi se par că sunt ușoare și atunci ce bine, acest campionat practic nu-i nimic și alergați degeaba cu femeile în spate. Dar nu, dar noi n-am vrut un campionat pentru asta. O facem zi de zi, asta e problema. Nu, eu zic că oricum... Ei, o faceți zi de zi. Se victimizează, se victimizează bărbații și nu joacă corect. Nu, e o datoria noastră, treaba asta. O plăcere. Dar nu, asta vreau să aud. Domnul Dragoș Anastasiu, aveți o companie pe care o conduceți cu succes. Cât la sută sunt femei, cât la sută bărbați între angajați? Cred că sunt jumătate. Au cumva femeile un tratament preferențial, cum ar trebui să aibă, pentru că acasă ele duc greul? Evident că au. Ia să văd, taci. Eu nu cred în chestia asta, că văd... Așa, așa. Federația Asociației de Femei, Antreprenoriat Feminin și așa mai departe. Și le-am spus întotdeauna, băi, de ce vă autodiscriminați? N-am văzut vreo federație de antreprenoriat masculin. Da, de feminin, vă. Deci, nu cred că trebuie să... Nu cred că trebuie să... Auzi, Dragoș, am crezut că aici... De ce vă tot autodiscriminați? Că vă discriminăm noi! De mine voi să vă discriminați? Deci n-am primit răspuns. Dana, te-ai simțit vreodată discriminată? Ți se pare că totuși bărbații ar trebui să ne acorde nouă femeilor, nu știu, niște condiții poate mai blânde, pentru că totuși noi ținem în spate o casă, ce copii. Ce ții, Marina, tu? Ia zi, te rog eu frumos. Acum ai mei au crescut, dar i-am ținut în spate. Măi, Marina, okay. Dar ce suntem noi, melci? Să ținem casa în spate? Proasca te scoasă. Nu, mie mi se pare că bărbații și femeile, oricum suntem, noi suntem diferiți oricum, genetic vorbind, dar... Slavă Domnului! Slavă Domnului, ok. Dar mie nu-mi place să existe o rivalitate între bărbați și femei. Mie îmi place să existe... Da. Nu, mie, de exemplu, îmi place să fiu feminină, îmi place să flirteze cu mine, să cochetez și eu. Adică mie asta chiar îmi place, dar să mă care în cârcă și să mă ducă unde vrea el. Bravo, Dana, vină în echipa noastră aici. Bună, ești bună pentru noi. Recunoști că până la urmă greu este pe umerii bărbatului. Acum râzând, glumind, sper să primim noi femeile voturi pentru ce spun. Măi, la ce emisiune suntem, măi? Tu crezi că eu mai știu? Nu pot să mai recunosc asta. În ziua de azi, femeile te rog, conduc la fel de bine ca și bărbații. Și ar trebui tu să fii prima care spune asta. Da, știu, dar totuși, chiar dacă noi vrem să fim așa o mănușă de catifea, o mână de fier într-o mănușă de catifea, tot ei sunt aceia care... Nu e adevărat. Și despre un bărbat puternic... Băi, hai să schimbăm scaunele. Dar despre un bărbat puternic... Noi suntem... Noi suntem... Deci vreau să vă spun că noi suntem foarte grei de cap. Acum la metrou am auzit-o pe o femeie care spunea: băi, la ieșirea unde se iese te aștept, nu la aia unde se intră. Ce nu înțelegi? Deci noi suntem într-adevăr. Nu, dar acum am înțeles și eu în sfârșit ceva la terapia noastră, Matei. De ce toată viața mea mi-au plăcut femeile ușoare? Există o explicație. Bine, nu ți-a și plăcut la... Costin, îmi faci semn că avem deja un câștigător la concursul semn, de fotografii cu perne? Da, în afară de faptul că am primit și perne cu oameni invizibili, se pot vedea. Adică mă rog, poze doar cu perne? N-am înțeles bine tema, da, n-am înțeles bine tema. Unii dintre telespectatorii noștri trebuiau cu oamenii pe pernă, adică cu capul pus pe capul pe pernă. Așa, și o avem aici sau cu perna pe cap. Câștigătoare este doamna Lenuș Costin.
Așa o cheamă. Să-i vedem fotografia. Ia să-i vedem fotografia. Wow, ce drăguț. Stai așa să vă arăt și fotografia. Tot cu pisici se face audiența. Doamna Lenuș Costin. Tu pași pisici? Uite câte poze cu perne. Da. Dar voi vedeți că numai femeile și-au făcut poze cu capul pe pernă, pentru că bărbații dormeau de mult deja. Că bărbații dorm pe saci, probabil, nu pe perne. Deci fotografia e datată 15 noiembrie 2024. Deci e perfect. Premiul este o valiză de la Monța. Felicitări, doamnă! Felicitări! Ce poze superbă! Avem un apel video și eu chiar aș vrea ca invitații noștri să vorbească cu telespectatorul care ne-a sunat acum. Este până la urmă și un test de prezență de spirit. Să vedem cine este. Ada, Miruna, pe cine ați îngăduit în această emisiune? Cine preia apelul? Apropo de capul greu, nu știu, nu știam de ce îmi pică capul într-o parte, știi? Ia să vedem. S-a speriat, măi, când a auzit că o dăm pe mâna invitaților. Acestea în poliție, Marina, ce nu știu, Dumnezeu? Nu știu, habar n-am. Au ratat în orice caz un premiu frumos, nu-i nimic, următorul care sună, Matei. Eu. Matei a sunat? Ce-am făcut? Nu? Testul psihologului, la ce se referă astăzi? Păi, testul psihologului de astăzi se referă la un subiect care este pe buzele tuturor, și anume dacă există și ce legătură există între dragoste și bani. Există vreo legătură? Doamne, ferește! Există? Doamne, ce vrei să insinuezi? Da, exact, ce vrei să insinuezi? Nu știu, ce legătură să existe între dragoste și bani? Nu știu, ia să vedem ce spun invitații. Nu știu. Avem un premiu pentru cel asta. Mai inspirat răspuns. Înainte de premiu, trebuie să fim și sinceri. Trebuie să le spun bărbaților că dacă îl câștigați, voi îl păstrați. Adică el se asortează cu Dana, într-adevăr, este și foarte gustos, pentru că am un coș plin de produse de la Râureni aici, da? Deci am dulceață, gem, sirop, dar nu trebuie să-l dați, adică dacă îl munciți, îl primiți. Scuze, doamne. Dacă banii sunt o consecință și nu o cauză, atunci poate să aibă legătură cu dragostea. Altfel, în niciun caz. Acolo unde e dragoste, se fac și bani. Nimic nu e. Acolo... Că dragoste nu e, nici bani nu sunt. Da, niște filozofii, da, acolo. Ce zici, Cătălina? Întrebare clară, există o legătură între dragoste și bani? Păi da, există, cred eu. Consider că acum aspectul fizic, să zicem că nu ar conta atât de mult în viața asta, dar când vezi un om, când vezi un om că a reușit să dezvolte o afacere, să fie de succes, îl poți privi cu alți ochi. Ca o comoară. Adică da. E un om cu potențial, cred eu, și te poți îndrăgosti de felul de a fi a unui om, de a gestiona viața asta, o afacere, dacă știe să gestioneze o afacere, să facă bani, cu siguranță va ști să gestioneze și o familie. Și cred eu că adică le găsesc scuze persoanelor materialiste, cred eu că de asta se căsătoresc și umblă niciun cu bărbați. Niciun caz, femeile nu doresc banii bărbaților, doresc doar să le cheltuie banii bărbaților. Bine, așa. Dar bineînțeles că... Dar voi de ce aplaudați, doamnelor? Încă o chestie și las pe colegii mei. Bineînțeles că în vis-a-vis de dragoste nici nu ar trebui să stea vreodată treaba asta cu banii. Și cred eu că atunci când iubești cu adevărat, îl iei pe omul de lângă tine sărac, fără nimic, și împreună reușiți să faceți acei bani. Că dragostea trece totuși prin stomac. Și da, trebuie să mai și mâncăm. Exact. Adică dragoste, dar dacă n-avem ce mânca... Dragostea trece prin stomac și ca să ai ce găti, îți trebuie bani, nu? Păi nu erai de acord cu mine, acum ești? Vezi că te-am convins. Nu știu ce să zic, dar întotdeauna va fi o legătură între dragoste noroc și bani. Dacă spuneai, dacă există legătură între dragoste și forța, puterea unui bărbat, sau dragoste și sănătatea unei femei, atunci da. Dar banii, așa cum am spus, sunt o consecință a forței bărbatului, a puterii femeii de muncă. Pe mine ce mă impresionează în toată discuția asta este că femeile au zis că da, există o legătură între dragoste și bani. Uite ce să fim ipocrite.
Pentru că ele sunt mai sincere decât bărbații. Adevărat, ele sunt mai sincere decât bărbații. Păi, una la mână, că noi deci trebuie să... Deci noi merităm premiul. Noi trebuie să pentru sinceritate. Matei decide. Nu, bă, dar trebuie să veniți în locul nostru aici. Nu, n-am cum să nu premiez sinceritatea. Clar, vezi? Am premiat sinceritatea. Mulțumim. Normal. Și, dar vreau să adaug aici, așa? Vreau să adaug aici ceva, pentru că, într-adevăr, hai, Costin, banul... Hai la sinceritate cu Costin. Hai, văzut că Raluca deja a făcut loc. Fii sincer, Costin, mergi cu sinceritatea. Vino-mi face sinceritate. Yes! Se tot adună cadouri aici. Așa, băi, ascultă-mă, ați văzut cine era materialista? Da. E, sunt curios cât de materialiste sunteți dacă și împărțiți coșul ăla. Mă rog. Da, la 3-0 se oprește jocul. Da. Matei, stai puțin! Noi nu câștigăm nimic astă seară? Ba! Gânduri bune! Voi ați observat, băieți, Costine, care... toate bunătățurile în partea cealaltă. Ceea ce nu e normal. Da. Bunătatea atrage la bunătate. La noi să vină bani. Hai, lăsați-l, domnule, și pe domnul psiholog să încheie Matei, această rubrică. Te rog, Matei. Este un dezmăț total aici. Este un dezmăț total, dar ce vreau să spun este că, într-adevăr, principala legătură care se face între bărbat și bani este, de fapt, această legătură de putere, da? De alfa. Și până la urmă, într-adevăr, bărbații cu bani, de ce trebuie să vorbim așa doar ca să fim politically correct, bărbații cu bani, bărbații puternici, sunt mult mai apreciați și mai doriți de femei, este un adevăr absolut, dar vreau să menționez aici că banul în sine, în niciun caz, vreodată nu o să le facă pe ele fericite, însă statutul, puterea și faptul că el este un bărbat care poate să gestioneze cu adevărat familia respectivă, asta da, evident da, însă nu există neapărat un semn egal aici. Sunt foarte mulți bărbați cu bani care n-au știut să-și păstreze nicio familie. Vezi Elon Musk cu câți oameni are, da, fără că n-am greșit prea mult aici și cu câți roboți are, cu câte persoane a încercat să întemeieze o familie și n-a reușit, și exemplele sunt și pe plan mioritic, dar nu vreau să le dau acum, pentru mulțumim, că sunt anumiți patroni de fotbal. Dar ca idee, care va să zică, nu există neapărat semnul legal între. Mulțumim frumos! Hoții își cer banii sau viața, da. Femeile le vor pe amândouă. Vreau să zic că am observat ceva. Da. Un telespectator pofir. Ba da! Dane, tu ai observat. O concluzie scurtă. Există totuși o diferență în această legătură dintre bani și dragoste. Fără bani poți să trăiești, dar fără dragoste n-ai. Ce frumos! Vreau ca Dana să vuică să poarte dialogul cu telespectatorul dacă e bărbat și Dragoș Anastasiu dacă este femeie. Nu știu pe cine au prins fetele noastre, fetelor, cine e pe fir. Bună seara, Dana! Moș Crăciun! Bună seara! Moș Crăciun! Bună seara! Bună seara! Păi, perfect! Băi, Dane, nu ai greșit! Nu cred! Dane, n-ai greșit! Vezi? Bună seara! Dana, este al... tu chiar te potrivești foarte bine, ești Merry Christmas astăzi! Da, eu sunt pe post de Crăciuniță, deci, într-adevăr! Deci pune o întrebare domnului care va câștiga moșului imediat un premiu, da? Așa, ce primește? Ia să vedem. Pentru Moș Crăciun am scos din tolbă un super smartwatch de la Hama. Extraordinar! Da, ar trebui să spun o poezie, Tomușul Cântecel. Rugămintea mea, dacă se poate, este să-i dați fratelui meu să mi-l aducă acasă, la Sebastian. Ce bine am scos. E frate, nu știu cum l-ați găsit. Este fratele? Poftim? Serios? Da, e fratele meu, tenor. Pune o întrebare dificilă. Ceva greu. E fratele meu, tenorul Sorin Lupu de la Opera Națională. Nu, așa, nu. Lasă-l pe el să-i pună întrebarea. Îți dai seama? De când așteaptă să-i pună o întrebare așa în public? Hai, te rog frumos. Ca între frați, să vedem dragostea între frați. Sorin, ai închis butelia, te rog. Ai închis butelia? Butelia cu vin, da? Sau ce la ce bun? Da, o deschidem poi mâine. Mâine. Da. Poi mâine. Păi atunci eu vă propun să rămâneți pe fir, pentru că o să-l rog pe Sebastian Lupu să ne recite o poezie ca să se bucure și fratele, așa, în direct, de poezia ta. Sebastian Lupu, actor la Teatrul din Oradea, acolo în față, pe scena noastră. Nu sunteți corecți deloc. Nu așa, nu sub tensiune. Eu știu că ai să mă înșeli chiar mâine, dar fiindcă azi mi te dai toată, am să te iert. E vechi păcatul și nu ești prima vinovată. În cinstea ta, cea mai frumoasă din toate fetele ce mint, am ars miresme otrăvitoare între pieduri de argint. În pat
ți-am presărat garoafe și maci, tot flori însângerate, și cu parfum de brad pătat am dantela pernelor curate, iar în covorul din perete ca și într-o glastră am înfipt trei ramuri verzi de lămâiță și un ram uscat de eucalipt. Dar iată, bate miezul nopții, e ora când amanții altă dată sorbeau cu amantele împreună o travă bine cuvântată. Eu știu că ai să mă înșel chiar mâine, dar fiindcă azi mi te dai toată, am să te iert. E vechi păcatul și nu ești prima vinovată. Deci, nu-ți cer patima nebună și fără de sfârșit. Nu-ți cer nimic din ce poetul palid cerșește în veci de veci stinger. Voi doar să-mi schimb de poți o clipă din șirul clipelor la fel, să-mi torn în suflet infinitul unui pahar de hidromel, în păr să-mi împletești cu una de laur verde și în priviri să-ți împietrești pe veci minciuna neprihănitelor iubiri. Și așa tăcuți, ca două umbre, trântiți pe maldărul de flori, să începem slujba în miez de noapte și mâine s-o sfârșim în zori. Bravo! Cele care minte, Ion Minulescu. Am furat două sticle de vin, să știi, de acolo. Două sticle, ce n-am voie să beau și eu cu băieții după emisiune? Hai măcar la energie să câștigăm și noi. Vreau să mulțumesc farmaciei Inimii Catena, sponsorul principal al acestui nou sezon Rivali, farmacia binecunoscută dumneavoastră, cel mai puternic brand românesc, da? Hai să vedem cum se... Păi, dar n-are dreptate, de ce îl cerți? Ia deci, uite-te pe video, te rog frumos. Ce s-a întâmplat pe video? Rivali sezon de corazon. Stai să vezi ce apare acum. Ce apare Abra, acum? Cadabra. Votul femei 600. Yeah! Poezie la vremea ei face cât 10 femei. Ce comentariu, cam triste, nu? Sunt măsluite. S-a făcut drept să alegem. Nu înțelegem ce au făcut așa special de a primit voturile astea. Sincer, nici eu. Vezi ce face o poezie? Deci noi avem un public eminamente feminin. Nu, nu, nu. Mie mi se pare echilibru. Ele au câștigat cadourile, cam ce-și doresc. Așa și voi voturile. Și noi întâietatea. Întotdeauna rolul de victimă are întâietate și cum au făcut pe victimele cu noi aici, săraci bărbați au hotărât. Vezi că joacă tare. Are un ton de victimă. Eu vă sugerez să stingeți puțin fetelor, să vedeți cum se mută imediat voturile spre voi, da? Nu e nicio problemă. Încercăm să fim foarte populari, Dan, și foarte apropiați de telespectatorii noștri. Încercăm, nu știu dacă și reușim. Săptămâna viitoare vom face chiar mai mult. Le vom oferi posibilitatea nu doar spectatorilor pe care acum îi vedeți aici, un public minunat și îi mulțumesc din suflet, veți avea ocazia să fiți și dumneavoastră spectatori la o ediție specială pe care o vom transmite, spune tu de unde. Adică vom face o petrecere în familie unde vă invităm. Unde? În curtea televiziunii. În curtea televiziunii. Exact. Nu s-au anunțat decât minus 5 grade. Nu contează, pentru că ne vom încălzi la focul care va arde un berbecuț, așa în tihnă, pentru că vom avea mâncare ciobănească acolo. Da, pregătită de bucătari, adică eu. Primăria de la Fundata va organiza o super petrecere câmpenească la noi în emisiune. Unde eu nu o să prezint, o să mănânc. O să las pe tine, te rog eu frumos. Deci în curtea televiziunii noi facem revelionul, de fapt. Pot să se înscrie la noi pe site, deci cine dorește se înscrie, trimite frumos poză după buletin în Messenger. Ca să oaie la proța, vin fiertă, măricuță, ciorbă de fasole și alte bucate tradiționale! Se umple curtea
televiziune. Avem doi care au venit astă seară la televiziunea română. Cu ce crezi că au venit în urma concursului pe care l-ai lansat? Cu metroul. Nu, cu perna. Cu perna. Nu cred. Da. Extraordinar. Da, și invit aici un locul întâi și o locul doi, înțeleg, da? Să intre câștigătorii. Să intre câștigătorii, să intre perna. Bună seara. Nu-l cunoști, nu-l recunoști. Este primul. Lasă că este primul, nu-l recunoști. Dacă înlocuim nu această pernă cred. Cu un borcănaș, cu castraveți. Ești cel care a venit săptămâna da, trecută, da, al doilea da. Sau al treilea, parcă. Chiar mă bucur că am ajuns în data nu pot să cred. Locuiești aici, în curtea televiziunii, sau unde locuiești? Da, a făcut cort. Dar unde locuiești? Lângă parcul Chiselev. Lângă deci parcul aproape, Chiselev. Aproape, da. Și tu, deci tu dai drumul la televizor, stai pregătit cu toate pe lângă tine, indiferent ce, perne, rochii de mireasă, jucării, da? Și cum spunem noi, tema concursului, o iei la goană, da? Cam așa? Într-adevăr. Sau te împing ai tăi, du-te-mă și ia combină, du-te-mă și ia combină. Tare mie că de anul viitor va subînchiria acasă la el pentru alții care vor veni aici foarte rapid la el de acasă la noi în platou. E mega afacere, eu ți-am dat-o 10%, să știi. Da. Mulțumesc mult! Eu nu-i dau combina decât dacă ne spune povestea acestei perne, de unde este, că nu e chiar, perna pe care chiar mă gândeam, este din Egipt, e așa? Luată de un prieten. Așa? Și mă gândeam că se dormi potrivește cu platoul. Dar dormi pe ea? E în pat. Uneori da, uneori nu. Dar vezi că ai fac mai multe deschis. Dar vezi că-ți cad niște pliculețe dinăuntru în chidul. Cu bani. Ia, nu sunt de la mă, e anti-umiditate. Să cunoști și pe doamna. Bună seara. Locul 2. Da. Unde locuiți locul 2? Victor Negulicion. Așa, perna dumneavoastră sau a soțului? Nu, ea mea, da? Pe care dorm eu. Păi nu vedeți cum o țină? Dumneavoastră câștigați vin, din păcate, sau din fericire, pentru că este un vin foarte bun. Da? Fericire, da. Deci oricum aplauze pentru cei care au ajuns primii. Această combina frigorifică de la Star Crest, producător 100% românesc din Bistrița, este a ta. E, cum o iei? Cum o iei? Cum o iei? În spate, combina. Da, 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 cu doi prieteni. Bun, au venit și ei? Până în parc mergem, da. Până în parc, bun. Aplauze, mulțumim mult de tot. You're good, you're good. Este un test muzical, ceea ce urmează pentru... Nu vă punem să cântați. Dana s-a uitat deja. Da, cum trebuie să-ți dai părul în spatele urechilor, că va trebui să asculti ceva, glumă. Dana. Da. Fii atent. Așa, atenție. Deci, urechile mari, pâlnie. Colega noastră, Camelia, a pregătit două fonduri muzicale pe care le va oferi, în primul rând, nu știu, femeilor. Va trebui să ascultați melodia și să vă imaginați ceva, nu știu, ce vă sugerează dacă stați cu ochii închiși și ascultați o astfel de melodie. Nu știu, unde vă vedeți, nu știu, călărind cai albi, mergând în tranșee cu armele. Deci, test de imaginație. Da. Închideți ochii. Cum te vezi, Cătălina? Când... Marina, lasă-o un pic să se simtă, să simtă, adică. Păi las-o. Ești una cu muzica. Plutești, închide ochii și imaginează-ți. Am fost așa supărată că doamna n-a primit și ea ceva și mă gândeam acum că merg și cumpăr o combină și o dăruiesc. Pur și simplu am rămas... La asta te gândești tu când da, auzi melodia noastră? Da, pentru că am cam rămas așa tristă. Muzica, că a venit doamna și a plecat cu perna supărată și eu țin foarte mult la oameni. La oamenii care își doresc ceva și nu reușesc. Ce frumos răspuns. Atâta pot acum să... Dana. Nu aplaudați că dispare vraja. Unde te visezi, Dana? Te rog, Dana. Ce-ți sugerează? Păi dacă... În Indonezia, zi. Dacă prietena mea, Cătălina, e pe post de Crăciuniță și așa își dorește să ajute oamenii, atunci eu mă gândesc că sunt undeva... ori în adâncurile unui ocean, ori în spațiu undeva și că pot să... mut constelațiile astfel încât orice vis să devină realitate. Unul bun. Mulțumesc, atunci să am toate visele mele o să devină exact realitate, așa e? Mă bucur că te-am da întâlnit. Și ați eu văzut, mă bucur. Băieți, ce... Avem două visătoare. Ia să acum vedem... Sau vărsătoare. Bravo! Să vedem pentru bărbați melodia. O sepultura, vă rog. Metallica. A început? De mult, de mult. Noi asta merităm. Da. Dar voi n-auziți? Tăcere. Da.
Taci, Marina, stai. Nu. Doamne. Bine, ce melodie vă imaginați că auziți? Ia să vedem. Cântă-ne, Dragoș. Liniștea, e cea mai plăcută melodie pe care ne-o dorim acasă. Bravo! Da. Cum adică acasă? Asta este o insinuare. Care nu avem niciodată. Foarte curajos, domnul, cu soția aici. Nu, nu este deloc insinuare pe față. A început. Cine începe? Dragoș? Dragoș Anastasiu. Eu îmi imaginez că acum călăresc prin delta Dunării pe malul mării între Sfântul Gheorghe și Sulina. Pur și simplu călărești și atât. Și în timp ce călărești, la ce te gândești? În timp ce călăresc? N-am înțeles întrebarea. La ce te gândești în timp ce călărești? Când călărești nu gândești, Marina. La bilanțul, bilanțul contabil al firmei, a? Sau... Mă gândesc că toată marea e a mea și pot să fac ce vreau eu acolo, în pustietate. Cu iapa. Frumos, ia să vedem. Sebastian Lupu. Eu când aud melodia asta mă gândesc la câte clipuri am de făcut și cum le aranjez să iasă toate în acea zi, în gălăgia de afară și să încerc să fiu ordonat și să... iasă în evidență ceea ce îmi doresc eu. E o melodie cu... Nu descrie, ce simți? Asta am spus. E cam ceea ce se întâmplă cu mine zilnic, melodia asta. Să știi că n-are o misiune ușoară, pentru că în tabăra adversă, între ghilimele, se află chiar soția lui Sebi și aș vrea... chiar te rog frumos să spui două vorbe. Ai un bărbat care are nevasta atât de îndrăgostită de el, încât a venit de la Oradea până la București să-l susțină din tabăra adversă. Mirela Niță Lupu este... Dar cum sună asta? Să-l susțină din tabăra adversă, adică da, exact. E spion sau ce? Stai că acum se gândește ce este, să spună frumos. Este așa. Omul asta am observat cu care și... am pornit în această viață, de pe băncile școlii. Ei. Am început această profesie împreună și chiar vorbeam înainte de emisiune că... Dacă foarte multă lume mă întreabă cum e să fii actor și să ai o soție actriță, eu nu știu cum e să fii actor și să n-ai o soție actriță. Nu pot să, nu, așa am învățat meseria împreună, așa am învățat să fiu tată împreună cu ea. Hai că devenim patetici. Deodată nu-i patetică, mă, ce vrei să fac? Eu cu ea dorm acasă, nu dorm tu, da? Eu trebuie să-l repart tot ce am spus până acum, înțelegi? Bine, bine, mulțumim, ne bucurăm. Și uite, așa a învățat și ea să fie tată. Dar da, eu stau și mă uit acum câtă susținere ai. Ba de la frate, ba de la soție. Eu aici nimeni nu mă susține, nu, nimeni din echipa adversă. Nu, dar eu suspectez că cei din Maramureș erau cumva rude, era de-ale tale. Nu erau rude, erau niște vecini. Da, și erau niște vecini? Da. Deci acum... Așteptăm să vedem, Dana, la tine cine apare. O zis să-i trimiteți cadoul pe mine, să nu mai trimiteți prin poștă, dacă tot suntem aici. Bun. Costin, ce provocare ai tu pentru tabăra femeilor? Păi nu controbă eu internetul, Marina, în fiecare zi, că dacă n-ar exista internetul, ce ne-am face? Dar sper că opolești OnlyFans-ul de data trecută, te rog. Da, sigur că da. Acum nu opolesc, mă aflu exact într-un caz extrem de important. Ia priviți către ecran să vedeți. Am descoperit o femeie din Anglia extrem de nervoasă, care a vândut la un preț de nimic colecția de suveniruri a soțului ei, compusă din programe de meci ale celor de la Manchester City, unde el era foarte mare fan. Deci avea o colecție care valora 45.000 de lire sterline și pentru că l-a văzut la meci cu o blondă misterioasă alături, a înstrăinat acea colecție cu doar 5 lire sterline. Dar de ce e misterioasă? L-a mușcat de umăr. Și atunci am o provocare pentru doamnele noastre. Provocarea? Care este cea mai scumpă pedeapsă, doamnelor, pe care ați aplica-o partenerului? Scumpă... Dacă l-ați prinde... Dacă l-ați prinde cu o blondă misterioasă la un meci al... la Cătălina, Manchester City, normal. Ce pedeapsă i-ai aplica soțului tău dacă... Dacă te-ar înșela și l-ai prinde.
Ce înșela, mă, că l-a fost cu o femeie la meci, mă, de ce exagerează? Asta și eu, dar na, Marina... E, Marina Costin. Costin. E, Costin, da. Vine de la voi, nu de la noi. Da. Deci, Cătălina, l-ai călcat cu tirul. Cum e să fii înșelată pe stadion? Înainte, înapoi, înainte. Nu, să știi că eu prefer în viața asta să nu-mi imaginez scenarii din astea care m-ar durea, așa că trec la următoarea invitată. De dragul, eu nu sunt capabilă să-mi fac scenarii de genul ăsta. Adică, ei, o să te vrei în viața, ia zi tu, Dana. Ah. Păi la mine e simplu, de-aia sunt femeie divorțată. Asta mi-a plăcut. Ce mai pasă mie ce vrea sau ce a făcut bărbatul? Te ți-ai luat aurul de coarne. Raluca, absolut. Ce provocare ai pentru tabăra adversă? Mai întâi o să vă fac o scurtă prezentare a unui experiment inedit pe care l-a făcut o femeie din Statele Unite, care și-a făcut un credit ipotecar pe 20 de ani și s-a hotărât să nu mai cheltuiască pe absolut nimic. Ea spune că în felul acesta a economisit într-un an de zile aproximativ 27.000 de euro. Doar, deci nu am mai făcut niciun fel de cheltuială inutilă. Avem un număr de telefon, o adresă, ceva să o cunoaștem? Haideți, să întrebarea. Întrebarea mea pentru domn ar fi, ce cheltuieli inutile fac femeile? Deci, ho-ho-ho! Zic să întrebăm invex, ce cheltuieli inutile nu fac femeile? Toate sunt inutile. Doamnelor, pregătiți roșiile, ouăle, ce ați mai adus, vă rog? Nu nimic, așa. Haideți că trageți la țintă la domnul Dragoș Anastasiu. Eu doar am auzit că femeile fac cheltuieli inutile. Nu vorbesc foarte serios. Pentru că ai soția de față. Nu de asta, nu pe bune. Cel care face în familie cheltuielile inutile sunt eu. Eu cumpăr toate prostiile, ea nu le cumpăr. Adică poate că nici nu știu. Dar nu, chiar nu. Nu. Matei, ai văzut ce nu știu, nu face rău, vorba e. Matei, de ce? Matei, de ce consideră bărbații că noi nu suntem în stare să drămuim banii casei și îi dăm pe prostii? Cam asta înseamnă cheltuială inutilă. Pentru că nu sunteți. E destul de simplu, glumesc acum. Dar se vede în extractul de pe cardul bancar, da, știi, adică... Exact. Nu, și la mine în familie se întâmplă fix același lucru. Eu sunt ăla care vrea să-și cumpere ultimul telefon, ultima tabletă, ultimul televizor. Astea sunt cheltuieli utile. Nu, da, pentru mine, da, pentru ea ar fi văzute inutile. Invers însă, ea își dorește cele mai frumoase experiențe, vacanțe... și așa mai departe, care pentru, de care eu m-aș putea lipsi. Adică pot să mă duc până la Govora un pic și în rest să am OLED-ul ăla cu diagonala un pic mai mare. Dar Matei, te întreb, bijuteria scumpă este o cheltuială inutilă sau utilă? Bijuteria scumpă este oferită iubitei. Soției sau? Da. Depinde. Dacă ea iubește bijuteriile, oferi ce iubește. Dacă iubește florile, oferi flori. Acum... Bine, dacă ai reușit să-i cumperi un kilogram de aur, deja e o investiție serioasă. Da, și pentru ea. Haideți pentru să adunăm ea niște voturi noi femeile. O să vă spun un secret. Tânăra aici de față, Cătălina Deac, fostă șoferiță pe tir, da? Repet, pe tir, nu pe o mașină elegantă de București. N-am prins, o mașină mare. O mașină de aur, foarte mare, așa. Foarte mare, da. În timpul liber scrie poezii. Și scrie atât de bine încât unele din versurile sale au prins viață în cântece. Și da, înțeleg că artista și nu numai care vine, și da, nu numai, și Sebastian știe, da, ce poezii artista scrie. Care acum va intra în scenă, înțeleg că ți cântă piesa, ca să spun da, așa. Da, și tare mă bucur când văd că textele mele, deși îmi vin foarte ușor și nu depun niciun efort și habar nu am de unde am harul, darul acesta, mă bucur că am reușit în timp să îl transform în lucruri frumoase, în melodii populare și nu numai. Și uite, chiar și rivalul meu a recitat poezia, una da, din poeziile mele. Da, eu am rămas extrem de surprins. Ca să vezi. Să o invit pe Maria Coman, mulțumindu-i încă o dată primarului Grigore Tomoioagă din comuna Moisei Maramureș pentru faptul că aceste două maramureșențe frumoase sunt astăzi alături de noi. Maria Coman! Cât sunt prefăcuți în lume și pe cât îi pui la masă, dar în loc de vorbe bune te grăiesc când ies din casă. Lume ră, lume ră și prefăcută, hai fă bine, hai fă bine și mă uită. Lume ră, lume ră și prefăcută,
uită, hai fă bine, hai fă bine și mă uită. Am și emoții, că e un meci strâns între cele două tabere. Să aflăm clasamentul provizoriu. Capitane Costin, te rog. Nu stăm. Niciun capitane Costin. S-a tristat Costin. De ce? Veste urmă că s-a tristat Costin pentru că... Bravo, fetelor! Bravo! Haideți cu voturile, mai avem încă. Așa da, așa da. Vreau să spun să fie dureros. Vlad. Cum era cu victimele și cu care da. Am învățat de la cei mai buni și uite că funcționează, mulțumim! Bravo, Cătălina, bravo, Dana, bravo, doamnelor și domnișoarelor și dumneavoastră celor de acasă care ați votat în sfârșit corect! Bravo. De data. Se sfârșit, pare că avem sfârșit pe corect cineva acum. Pe fir. Da, avem pe cineva pe fir, nu știu dacă este o ea sau un el. Dacă este o ea, o vor lua la întrebări domnii și viceversa. Alo!
Ia să vedem. Hello, bună seara, bună seara, doamnă. Bună seara, doamnă, bună seara. Da. Sunteți acasă, da? Sunt acasă. Dar nu vă merge ceasul. Dar ce arată ceasul, ceasul, da, da, ceasul noastră e... În ce țară sunteți? Ce fus orar? Ceasul meu a stat. A stat. E, asta a e. A oprit, da, nu mai are. Lucrați la stat, probabil, da? Așa. Ia să vedem. O întrebare din partea omului de afaceri, Dragoș Anastasiu, pentru doamna căreia i-a stat ceasul. Doamnă, prima întrebare. Am zis a stat, nu aia a sunat. N-are baterie, nu că a stat ceasul. Nu că scrie acolo jos, 21-26, ia uite. Așa, deci, e în altă țară. Da. Aș vrea să vă întreb cine vă filmează sau țineți dumneavoastră aparatul în față? Eu țin aparatul în față. Așa. Vă mulțumim frumos, dar... Dacă ați încercat să-l fixați, ar fi minunat ca să vă vedem în întregime. Aș vrea să vă întreb dacă... În ce oraș sunteți, în primul rând? București. În București. Și aș vrea să vă întreb ce știți cel mai bine să gătiți și ce ați gătit astăzi. Vezi, mă, că bărbații se gândesc la mâncare. De la ce vrei să ne gândim? Sarmale! Ați gătit sarmale astăzi? Adresa, doamnă! Venim imediat, băieți, avem treabă, mâncăm sarmale. Păi dați-ne și adresa exactă, dacă sunteți în București, că venim la dumneavoastră. Întrebare de la Sebastian Lupu, actorul nostru drag. Salut, doamnă. Salut mâinile, doamnă. Ce gătiți mâine? Ce ați gătit ieri? Mi-ar plăcea tare mult să știu ce pregătire aveți ca profesie. Ca profesie sunt biolog. Biolog? Și biolog? Biolog. A, psiholog. Psiholog? Da, nu profesez. Cred că a funcționat. V-ați reprofilat pe sarmale, este mult mai sănătos, că și așa sunt foarte mulți psihologi. Ce te așteaptă? Și eu mă gândesc de mult să fac pasul. Ce a câștigat doamna Ara Luca? Pentru a nu mai fi considerat o cheltuială inutilă, cum spuneam mai devreme, avem o placă de păr. Incredibil! Deci să vă îndreptăm. Așa, mulțumim mult de tot. Continuăm emisiunea cu o temă pe care vreau să vă propun și o să te rog, Costin, să arăți imaginea articolului de unde am extras această informație. Potrivit unui studiu realizat de revista Glamour's Guy Survey, în 56% din bărbați spun te iubesc din greșeală. 23% erau beți dintre cei studiați de Glamour, iar 13% erau în mijlocul unui act sexual atunci când au spus te iubesc. Deci cam asta este proporția. 56% spun te iubesc din greșeală, 23% când sunt puțin piliți, iar 23% când în fine fac lucruri frumoase împreună cu partenerii. Eu cred că 80% când erau piliți. Cum comentați, acest studiu? Apropo de când spun bărbații te iubesc sau când spun femeile, cine spune mai des dintre cele două sexe te iubesc? Eu cred că e important să spunem te iubesc, indiferent din ce motive și sub, nu, indiferent cui, sub orice formă, chiar dacă piliți, nepiliți, din greșeală sau nu, cineva se bucură când aude te iubesc și ar trebui să folosim mai des cuvântul ăsta, că la cum văd ce eu acum... Ce romantică este, da, de Cătălina. Păi de ce nu? Vezi, ea e romantică, ea era deja să sar pe ea și să zic, și când te minte? Și te minte frumos sau nu contează, înțeleg? Dar dacă presare sufletul când au te iubesc, ok. Bine, da. Mai așteptăm așa, okay, să da? Crești. Domnilor, mai stăm un pic. Să mai treacă niște ani peste mine. Dar eu nu înțeleg de ce tu vrei să-mi tai aripile. Nu vreau să-ți tai aripile. Te rog, lasă-mă să visez, că fără visători lumea ce-ar mai fi. Corect. Da, vezi poeta din tine. Ai văzut, da, cum a ieșit la iveală. Așa câștigă mai ușor, lăsați-l să cer. Așa că telespectatorii sunt invitați să spună te iubesc prin voturi, da? Să voteze echipa fetelor. De acord cu acest clasament? Clasament care? Ăsta de acolo? Ce nu, spune? Nu, 56%, depinde. Deci din te iubescurile voastre, 56% sunt minciuni? Ne mai împiedicăm și noi, Marina. 56%, deci mai mult de jumătate din declarațiile voastre sunt minciuni? Dar tu iei da bună ce spune ăștia, da, de la Glamour, Guy Survey, că ne... Doamne, ferește! Sebastian! Nu știu de sondajul ăsta, nu știu cine-s Glamour ăștia, numai după nume Glamour ăsta e ciudat, ca și denumire.
Dar eu cred că iubirea poate să aibă mult mai multe forme. Nu trebuie să fie neapărat să urli în gura mare că iubești, să te arăți la televizor, pe Facebook și peste tot. Și mi se pare că Octavian Paler spunea că dacă doi oameni nu se ceartă niciodată, nu înseamnă că se iubesc, cum nici oameni care nu se ceartă nu demonstrează că se iubesc. Cam așa ceva a spus. Dacă tema de casă este să spui te iubesc de dimineața până seara, e cel mai simplu lucru de făcut. Dar dacă voi spuneți că se minte și că e un procent atât de mare că se minte, eu nu mai știu ce să facem. Să eu nu-mi dau seama cum și-a dat seama cineva de acest lucru, că se minte. Când faci dragoste, spui că te iubesc, asta înseamnă că te minți. Au trimis reporteri în casele oamenilor, îți dai seama. Eu nu știu cum a spus bărbatul ăla, că îi spune femeii, eu când fac dragoste... Deci, eu știu că atunci când faci dragoste, e o relație intimă. Adică între tine și soția ta. Nu știu de ce a trebuit să-i povestesc lui ce i-am spus soției mele în momentul ăla. De aceea e foarte ciudat. Povestește ea, vorba aia și atunci... Am înțeles. Deci liar-ul e foarte mare la glamour ăla. Foarte mare liar-ul. Tot apropo de minciune, același studiu spune așa: cea mai frecventă minciună spusă din interes de către bărbați, da, este: țin la tine mai mult decât la mama, 55%, urmată de a doua minciună frecventă: am bani mulți. Așa. Iar a treia minciună frecventă este: eu n-am iubită. Asta e prima minciună de fapt. Aia. Spune, n-am dreptate? Da. Aveți de comentat apropo de aceste minciuni ale bărbaților? V-ați simțit vreodată mințite, doamnelor? Niciodată. Femeile au un detector de minciuni? De-a lungul vremii, cu siguranță, fiecare femeie a fost mințită și fiecare femeie a mințit la rândul ei, dar important este ca până la final să aleagă sau să rămână cu cine este cel mai sincer. Că oricum sincer în totalitate nimeni nu o să fie. Cine minte mai mult, femeia sau bărbatul? Dragoș. Amantul. Ți-am zis că eu nu fac diferență între femeie și bărbat, nu discriminez. Eu cred că toți... Depinde de minciune, dacă mințim sau nu. Minte-mă frumos, nu? Ce frumoasă e aia. Dacă e urâtă minciună... Dar cine stă să le mai contabilizeze? Dar auzi, tu ești foarte bogat reprezentat astăzi. Ai o soție care te susține din echipa adversă, dar ai și un foarte bun prieten care te susține din echipa bărbaților. Și am să te rog să-l inviți în scenă. Stai. Și mai are doi susținători, copiii mei. Eu amândoi suntem actori, amândoi dublăm, el e mai vechi în meserie, dar vreau să spun și cu mai multă experiență, dar copiii mei care acum au crescut cu vocea lui la desene animate. Și mi-au zis, acum mi-a dat mesaj să-ți spună, să-ți transmit că te iubesc în continuare. Oh, mulțumesc tare mult! Mi-a dat mesaj pe care să vină Lorin Stănescu, prietenul meu. Cu drag. Într-un an de zile am botezat copilul, acum venim să-i... tăiem torta copilului. Lorin Stănescu. A făcut la viața mea destule femei și nebunii, dar de mine ce se poate spune? Sunt un tată bun pentru copii și ca orice om de rând în viață, am făcut greșeli, am și iertat, am păcate, recunosc și gata. Vreau să mor cu sufletul păcat. Nu sunt femeie, nici ușa de biserică nu pot să spun. Nu sunt prietenul perfect și am defecte, dar îmi iubesc familia ca un nebun. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie, nici ușa de biserică nu pot să spun. Nu sunt prietenul perfect și am defecte, dar îmi iubesc familia ca un nebun.
una mare și tare. Să spun că sunt atot știutor, om cinstit, golan, bărbat în casă. Sunt și eu un simplu muritor. Am fost prizonierul vieții mele, nu regret nimic din ce-am făcut. Și cu bune și cu multe rele, mâine aș lua-o iar de la început. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie, nici ușa de biserică nu pot să spun. Nu sunt prietenul perfect și am defecte, dar îmi iubesc familia ca un nebun. Nu sunt bărbatul ideal pentru o femeie, nici ușa de biserică nu pot să spun. Nu sunt prietenul perfect și am defecte, dar îmi iubesc familia ca un nebun. De ce oare mor iubirile, în general? O iubire care e pătimașă, în vâlvătăi și sfârșește printr-un mare fâs. De ce oare? Păi cred că totul este un echilibru și până la urmă dai și de o dezamăgire. Eu nu am răspuns. Vă doresc să nu trăiți niciodată. Nu sunt iubire acelea. De ce mor iubirile? De dragoste. De dragoste pentru altcineva, poate? Da. Da? Ați pățit vreodată? Nu am pățit, mulțumesc. Sometimes you need to entertain the flame. If no one is making effort, at the end... How do you entertain the flame? Going to a bar and have some meat. Ah, yes, okay, so good appetite. Thank you. Păi eu nu știu exact de ce... Poate se transformă în altceva. În ură? Da, exact. Da? La noastră trăiește iubirea? La mine trăiește iubirea, dar mi-a murit soția. Oh, îmi pare foarte rău. Vă piuie femeia, vedeți? Sunt la mici. Aha. La mici. Doamne. Că sunt mai mici, da. Dacă era helciug, era la mari. Așa e la mici. Ce să vă zic, că mi-e și rușine că vă cunosc de toți a zeci de ani, vorba aia, a fost o... Păi lăsați, întrebarea n-are legătură. Deci întrebarea e de ce și mor mai e, iubirile. Mai e și sexualitatea. Așa, ce-i cu ea? Bărbații, dacă nu mai fac treabă la o vârstă, aoleo, nu vorbiți așa despre femei. Nemulțumitele. Mai rău ca... Nemulțumite. Își fac de cap. Își fac de cap. Deci de asta mor iubirile. Da. De ce oare mor iubirile? Nu sunt iubire acelea. Dar ce sunt? Acelea sunt falsuri. Atât timp cât este aici în suflet și în inimă, nu poți să spui că poți să lași. Sau, Doamne ferește, să poate și din greșelile și al lui și al ei pe parcursul vieții, undeva se greșește între cei doi. Dar poate o iubire adevărată poate să moară? Nu adevărată nici într-un caz. Numai dacă cineva are puterea de a lua de lângă cel drag. Eu știu ce să spun, eu una n-aș crede, dar... Dar păi, nu uitați, dați la televizor, eu vă nu? propun, ești de acord, Marian, da? Să o premiem pe doamna pentru că a răspuns foarte frumos. Să haideți rămână. Să vă oferim un premiu. Deci, dragă doamnă, echipa Rivalii consideră că răspunsul dumneavoastră a fost cel mai din suflet, cel mai complet. Așa că vă oferim drept premiu acest coș cu condimente. Acum toamna sunt foarte binevenite. Păi, soțul meu o să fie super încântat, da? Că el gătește, el pune murături, ei, el face de toate, de toate. Atunci vă rog să spuneți după mine, condimente Fuchs. Condimente Fuchs. Bravo! De ce nu mare iubire adevărată? Păi, dar bărbatul pune acolo păi normal. Borcan, păi. Și vreau să mulțumesc companiei Fuchs care îi bucură pe românii din piața Obor. Să ne aduci și nouă mici cu tot cu Fuchs dacă viitoare. O să vă aduc, dar avem masă bogată astăzi. Nu este numai Fuchs, ci avem Raluca Costin. Vă rog să-i pomeniți pe ceilalți susținători ai programului nostru. Venim aici în față. Aplauze pentru generația următoare, Rivali, tinerii noștri Rivali. Aproape că plâng. Farmaciile Catena, unul dintre cele mai cunoscute și apreciate branduri românești, prin serviciile și produsele oferite cu grijă și profesionalism.
Fabrica de conserve Răurend de la marmelata de fructe la peste 100 de produse cu drag din natură, o istorie yummy încă din, atenție, 1968. Best România, produse de îngrijire a părului, reprezintă de 20 de ani frumusețe, știință, prestanță, calitate, respect. Și urmează Vinex Murfat Lar, este prezentă în emisiunea noastră prin brandul Cramatrantu. Rivalii sunt susținuți de Mirda Tot, producătorul lactatelor de Ivănești, un munte de gust. Hama România, faimosul brand german de accesorii, prezent, iată, la Rivali în fiecare săptămână, alături de noi. Apa minerală Borsec, alături de TVR. Iar Marina, cine te-a înveșmântat pe tine atât de frumos? Cine m-a înveșmântat pe mine? Același Daniel Iusco, da, designerul meu preferat, care astăzi m-a făcut flacăra violet. Flacăra violet, care, Costin, zboară peste mări și țări și se oprește în ce parte a globului? Stai, pământesc? Și vreau să mulțumesc și o vecinii mele că mi-a dat bluza ei de botez. Dar nu numai tu să mulțumești, ce Dumnezeu! Se oprește fix în Germania. Așa. Unde cred că următorul nostru invitat din online nu mai are nevoie de nicio prezentare. O să spun doar atât, cu toată dragostea, prietenia și așa mai departe, Ricky Dandel! All right! Who's back in business? It's Ricky! My man Ricky! Un artist desăvârșit și un prezentator de nota 11 la marile evenimente pe care le-a avut televiziunea română de-a lungul timpului. Salutări, Ricky! Salutare și mulțumim că ai intrat cu noi în direct! Bună seara, în studio, bună seara tuturor spectatorilor! Tu te-ai îmbrăcat așa elegant pentru noi sau așa umbli tu prin casă? Absolut. Așa și doarme. Măi! Trebuie să te respect. Ești în studioul tău muzical. La ce lucrezi? Lucrez la piese noi. Am început un proiect. Deocamdată suntem în faza tatonărilor. Elvin a scris câteva piese foarte, foarte interesante, moderne, piese care sună ca în anul 2020. Așa trebuie să fie. 24, am vrut să zic, nu 20. Așa? Și eu am scris versurile și am de gând să imprim duete cu soliști din România. Soliste, soliști, deci să fie duete cu soliști care vor avea plăcerea să înregistreze cu mine aceste duete, poate videoclipuri, concerte și așa mai departe. Dacă aveți nevoie de un cărător de cabluri, mă ofer, Dan Helciuc sunt. Ne bucurăm tare mult că l-am revăzut. Poate și la alte servicii. Da, l-am revăzut pe Ricky Dandel, un român care trăiește departe de țară. Mi-aș dori foarte mult să se întoarcă și să-și continue proiectele aici, mai ales că această rubrică de dialog la distanță este realizată cu sprijinul Repatriot și Dragoș Anastasiu este membru Repatriot, o platformă inițiată de Marius Bostan, care își propune să le ofere oportunități românilor care se reîntorc în țara lor după ce au cutreierat lumea în lung și în lat. Și chiar merită o întrebare. Să-l văd pe domnul Anastasiu. Să-l revăd după mulți ani. Ultima dată l-am văzut la mare, la o emisiune. Sunt câțiva ani de atunci. Așa este și salutări la München. Întrebarea mea ar fi, ce v-ar determina să vă întoarceți acasă? Cervul de aur. Adevărul este că eu n-am plecat niciodată de acasă. Foarte frumos răspuns. Îmbrățișările pentru Ricky Dandel. Mulțumim, numai bine, numai bine, la revedere. Salutare și mulțumim. La revedere, numai bine. Este finalul emisiunii peste câteva minute și este momentul să aflăm până la urmă cine primește acele două torturi atât de parfumate, aromate și gustoase de la cofetăria Claus. Ia să vedem. Dragă Marina, să știi că îți spun că am avut emoții. Așa? Pentru că domnii s-au ținut extraordinar de bine emisiunea aceasta. Au avut 915 voturi. Cu toate astea, noi, doamnele, am avut 918! Să fim gentilor, să fim gentlemen! Pe locul întâi, doamnele și domnișoare! Asta că mă ridic, îmi iau bine meritatul drum către acest magic frigider, pentru că doamnele merită răsplătite, cei corecte, corect! Da. Și dacă doamnele primesc torturi și bărbații torturi! Torturi, nu torturi, torturi! Așa. Iar domnii primesc vinuri de la Murfat Lar, da? Imediat! Așa, mă duc la Luca. Am câștigat ambele tabere. Avem aici un tort magic de la Suntem
bucătăria. Claus. Okay. Pentru doamna în alb și pentru doamna în roșu avem un tort de ciocolată. Dar să nu-i uităm pe domn. Adio, războiul caloriilor. Săptămâna viitoare, nu uitați, ne vedem în curtea televiziunii la o ediție la care ediție... Dan Helciuc va mânca tot timpul. Incendiară. Da? Deci doar dacă vă veți uita la această ediție de săptămâna viitoare și veți simți mirosul de berbecuț. De pastramă. O serbare deci cu penasă realizată în colaborare cu primăria Fundata. Confruntare spumoasă la 0 grade Celsius câte se anunță vinerea viitoare. Cam atât a fost pentru astăzi. Dane, eu propun să le urăm un weekend plăcut. Ce weekend, zici? Weekend plăcut să aveți. Petrecerea continuă pentru că noi mergem mai departe să petrecem. Așa? Iar petrecerea noastră începe cu o melodie interpretată de Maria Noghi pentru Dana Săvuică, Cătălina Deac, Dragoș Anastasiu și Sebastian Lupu, învingătorii acestei seri de vineri. La revedere, Maria Noghi! It's a heartache, nothing but a heartache. It's you when it's too late. It's you when you're done. It's a fool's game, nothing but a fool's game. Standing in a cold rain, feeling like a clown. Yeah, you need-